să o invităm aici alături de voi, cum v-am mai spus mai înainte, pe Cristina Croitoru. Cristina Croitoru, să savurăm cu toții din creația Cristinei Croitoru. Salutare, Cristina! Te rog să te prefaci că ți-e cald, ți-e bine, așa. Bună seara, bine v-am găsit. Mi-e foarte cald, este soare, nu plouă. Haideți să ne închipuim că stăm undeva la mare, e soare, este bine și atât cât suntem puțin, dar să ne distrăm și să dansăm. Haideți! Și împreună vă vom cânta piesa. Împreună? Undeva în noapte o voi găsi.
Care a participat într-un concurs la Moscova și a biruit și acum... Acum o să fie și aici. Da, o să fie și aici. Я не виню, да, мне хотя бы повод повстречать тебя.
свою я не виню. На-на-на-на-на-на. Скажи мне номер, я позвоню. Вот как раз и незнакомка идет. Спасибо, спасибо большое. În continuare este un moment destul de important pentru acest eveniment, aș vrea să zic eu. Și cred eu că așa și este, deoarece va fi lansat o piesă în premieră. De fapt este imnul fluturașilor, dedicată tuturor celor care, din păcate, suferă de această boală. Dar noi suntem aici ca de la suflet la suflet și de la mână la mână să oprim orice durere, chiar și în acest caz. Deci, la imnul fluturașilor au contribuit mai mulți oameni talentați. Muzică, Dan Vozniuc, versuri Eugen și Ecaterina Brad, interpreți Nicolet și Max Zavidia, întâmpinați. Yeah.
fost pentru voi. Mersi. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici. Deci dorim să spunem că și mâine tot o să puteți auzi această piesă frumoasă, imnul culturașilor, aici, în tendra, la Dendrarium. De special pentru voi. Mersi! Vă rog frumos aplauze pentru Right Side Band! Bravo, băieți! Bravo, bravo! Mersi! Și mult să-l prezint și eu pe Max Zavidia. Din tot suflet dorim să fie toată lumea în pace să trăiască, să fie totul foarte bine la ei și oameni să fie buni la inimă. Mersi! Bună ziua! Încă o dată bine v-am găsit la această sărbătoare frumoasă, la acest eveniment, în această zi importantă, cu toate că ploaia ne-a cam stricat planurile. Suntem Right Side și suntem alături întotdeauna de Debra Moldova. Îi las pe ei să vorbească și cine îi ascultă n-are loc în lumea noastră. Hai să trăim la modul, trăiește clipa, dar dacă clipa e săracă, n-ai făcut nimica. Și dacă tot vine sfârșitul, spun ca sus paharul, că vreau să plec din viață când îmi cântă lăutarul. În continuare. Haideți să aplaudăm încă o dată pentru Right Side! Ne mulțumim mult băieților și acum aș vrea să ies și eu în fața dumneavoastră cu două piese, să vă încălzesc puțin și mai mișcați-vă puțin că să nu simțim frigul de afară.
și acum vreau să vă încălzesc cu o piesă despre vară, cu o piesă despre deșert și să vă încălziți. Here I am without you. I wonder where you are. How are you? Ever since you've been. Și cât mai frumoasă. Vă spunem bună ziua și uitați-vă că am ieșit noi în scenă așa în galben și soarele un pic s-a ivit. Eu sper că cei care sunt mai aproape să se apropie, pentru că dăm astăzi o cauză foarte frumoasă și nobilă de a ajuta pe cei care au nevoie prin melodiile noastre, prin prezența voastră, prin cumpărarea biletelor. Așa că rămâne să chemăm soarele, dispoziția bună și să cânte muzica. Nu, melodia ta să fie. Sunteți puțin, dar foarte pozitiv, da? Așa că vrem să vă auzim acolo departe. Să chemăm soarele, așa! Prinse în palme, tu mi-ai aruncat.
ta din nou răsunde. Ultimul acord nu l-am uitat. Tu pasional, iar eu nebun de. Eu pasional, e cu ciudat. Noi în unison, un acordeon. Soarele este mai aproape de noi. Stimați invitați, eu vă spun că seara asta este o zi importantă. În primul rând pentru că facem un lucru nobil pentru cei care au nevoie. Și în doilea rând pentru că este ultimul sunet, 31 mai, atunci când mulți copii dintre noi au spus la revedere pentru 3 luni școlii, iar alții au spus adio pentru toată viața primei sale învățătoare. Da? Cine sunt astăzi? Ați fost la ultimul sunet, bravo! Aveți emoții, nu? Ei, știu că vă bucurați, dar când erați clasa a patra și ați spus adio primei învățătoare, cu siguranță ați avut emoții, la fel precum a avut și Violeta, pe care vreau să o chem în scenă. Aplauze pentru Violeta! Așa, noi împreună să cântăm o melodie dedicată în special pentru ultimul sunet și pentru profesoarele noastre dragi, mai concret, pentru prima noastră învățătoare. Cu dedicație pentru profesori în ultima zi de școală. Toată lumea și pentru scumpii noștri profesori. Ca o zi
peste ești și-mi amintesc care tale povești. Mură ca o zână din poveste ești prima învățătoare în viața mea. Niciodată n-o să pot uita ochii plâng și zâmbetul curat. Cât de greu îmi este acum să mă despart, prima învățătoare în viața mea. Niciodată n-o să pot uita ochii plâng și zâmbetul curat. Cât de greu îmi este acum să mă despart. Dragă ca în prima zi, dar în amintiri vei rămâne ca ieri. Unică și dragă ca în prima zi, prima învățătoare în viața mea. Niciodată n-o să pot uita ochii plini și zâmbetul curat. Cât de greu mi este acum să mă despart, prima învățătoare în viața mea. Niciodată n-o să pot uita ochii plini și Violeta Sadovici, vă rugăm frumos să o aplaudați, este o talentată și o elevă sârguincioasă. Și noi vă mulțumim frumos și sperăm că mai rămâneți alături, pentru că mai vin mulți artiști, interpreți în scenă, să vă facă o sâmbătă frumoasă și să contribuim la o faptă frumoasă. Mulțumesc din suflet!
Noi am ajuns la un capitol când, din păcate, trebuie să zicem la revedere. Dar nu uitați că vă așteptăm și mâine tot aici în Parcul Dendrariu și continuăm programa noastră artistică și continuăm concertul cu genericul Luptăm cu acest viciu pentru a trăi ediția a doua. Mâine la fel vă așteaptă multe surprize, tinere, talente, colective de dansuri, copii, creații proprii, tombola cu surprize care trebuia să fie astăzi, însă din păcate, din cauza timpului am amânat-o. Sperăm mâine să fie mult soare și ne vom distra împreună. Iar acum vreau să vă spun la revedere și să vă mulțumesc fiindcă ați fost prezenți aici și nu uitați că biletul pe care l-ați cumpărat de 40 de lei este valabil și mâine și noi vrem să vă spunem la revedere și să aveți o seară frumoasă în continuare!